Iaurtul reprezintă o sursă excelentă de micronutrienți ușor asimilabili și ajută la buna funcționare a metabolismului. Multe persoane aleg să consume iaurtul simplu, dar copiii sunt atrași de cel cu fructe. Asociația Pro-Consumatori a realizat însă o analiză a tuturor iaurturilor care conțin adaosuri, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. Dacă privim cu atenție pe ambalajul iaurtului, acesta pare să indice că produsul este unul sănătos, ca urmare a combinației delicioase de iaurt și fructe. Nu trebuie însă să vă lăsați păcăliți. Un iaurt poate conține între 7 și 55 de grame de zahăr, deoarece fructele au nevoie de cantități mai mari de zahăr pentru a se menține conservate în interiorul iaurtului. Asociația Pro-Consumatori a analizat 61 de tipuri de iaurturi care au adaosuri vândute în magazinele din țară pentru a determina calitatea produsului. Iar ceea ce au descoperit reprezentanții asociației este îngrijorător. Peste 60% dintre iaurturile analizate conțin arome sintetice, în loc de fructe adevărate. Totodată, niciunul dintre produsele analizate de experții Asociației Pro-Consumatori nu respectă rețeta tradițională a iaurtului cu adaosuri, adică iaurt, bucății de fructe, miere de albine și alte ingrediente naturale. Credeți că acele iaurturi au într-adevăr fructe sau doar adaosuri? Nu au adaosuri, nu au fructe deloc, nu sunt bune nici pentru copii. În primul rând, ca să cumpări un iaurt de fructe ca să dai la un copil, trebuie să citești și eticheta. Eticheta spune tot. Dacă nu ai citit eticheta, mergi pe mâna ta, cum vrei, cum consideri, dar nu sunt bune nici pentru adulți, nici pentru copii. Deci dumneavoastră nu le dați copiilor sau nepoții? Nu, nici la nepoți, nici eu nu consum, nici copiii mei, nici nepoții nu consumă niciunul. Doar dacă e un iaurt natural, atât, rest nu. Și eventual adăugați dumneavoastră fructele? Fructe sau fulgi de ovăz? Nu. Nici copiilor? Nu îi dau de fructe. Credeți că acele iaurturi au într-adevăr fructe? Nu cred, nu. Mai mult adaosuri? Da, așa e, sigur. Ce preferă să le dați celor mici în materie de iaurturi? Iaurt natural, îi pun eu fructe sau biscuiți sau ce consider. Copiii adoră iaurtul de fructe pentru că ar conține fructul lor preferat, iar părinții se bucură când cei mici le cer deoarece sunt o alternativă la dulciurile din comerț. Ei nu realizează cât de nesănătos este acest produs și mai ales cât zahăr conține. Cantitatea de zaharuri variază între 7 și 55,2 grame, adică între o linguriță și jumătate și 11. Astfel, un posibil pericol îl reprezintă obezitatea în rândul copiilor. Îți plac iaurturile cu fructe? Da. Crezi că acele iaurturi au într-adevăr fructe sau doar adaosuri? Între, adică... Câte iaurturi mănânci tu într-o săptămână, de exemplu? Păi în fiecare dimineață, câte unul. Câte iaurturi mănânci tu? Multe. Ce fructe îți plac? Căpșuni. Și îți plac iaurturile de căpșuni? Da. Îți plac iaurturile de fructe? Da. Ce iaurt? De căpșuni. Și mănânci în fiecare zi sau așa ocazional? Așa ocazional. Cam câte iaurturi mănânci tu într-o săptămână? Vreo 3, 4, 5. Și tu crezi că sunt bune? Da. Ce fructe îți plac? Căpșunile și smeura. Și mănânci iaurturi de căpșuni și de smeură? Da. Cam câte iaurturi mănânci tu într-o săptămână? 2-3. Și crezi că sunt bune acele iaurturi? Da. Au fost identificați și 18 aditive alimentari în cele 61 de tipuri de iaurturi cu adaosuri analizate de experți. Astfel, specialiștii trag un semnal de alarmă asupra pericolului la care sunt expuși, în primul rând copiii care consumă iaurturi cu fructe.